Seneca către Paulinus despre scurtimea vieții. Cei mai mulți dintre oameni, Paulinus, se plâng de rea voință a naturii, căci ne naștem pentru o durată neînsemnată, și chiar și acest răstim care ne-a fost dat zboară atât de repede și cu asemenea iuțeală, încât pe toți, cu prea puține excepții, Viața îi părăsește tocmai când sunt mai pregătiți de viață. Nu este puțin timpul pe care îl avem, ci mult cel pe care l-am pierdut. Viața este îndeajuns de lungă și ne-a fost dată din plin pentru împlinirea faptelor de mare importanță, dacă viața întreagă este bine chipzuită. Însă, când este risipită în lux și nepăsare, când nu este consumată în numele unui scop bun, atunci când clipa ultimă, în cere din urmă, ne silește, înțelegem că am trecut printr-o viață de care nu ne-am dat seama că se duce. Așa este. Nu primim o viață scurtă, ci ne-o facem scurtă. Nu îi ducem lipsa, ci suntem risipitori asemenea marilor și regeștilor bogății, care, când ajung în mâna unui stăpân rău, se irosesc, în timp ce altele, chiar modeste, dacă sunt încredințate unui bun paznic, cresc prin bună folosință, viața noastră se întinde mult pentru cel care și-o rânduiește bine. Pentru ce ne plângem de natură? Ea s-a purtat cu bunăvoință, E lungă viața dacă știți să o folosești. Alminter, pe unul îl stăpânește o avariție nesățioasă, pe altul o hărnicie sârguincioasă în treburi de prisos, unul se îmbată cu vin, altul i-a morțit de toropeală, pe altul îl obosește ambiția, depinzând mereu de părerile celorlalți, pe altul patima nesăbuită a negoțului îl duce către toate pământurile și toate mările în speranța de câștig, plăcerea armelor îi chinuie pe unii, întotdeauna ori preocupați să-i pună în primejdie pe alții, ori neriniștiți să nu fie ei înșiși puși în primejdie. Sunt unii pe care îi consumă printr-o servitute de bunăvoie o plecare în fața superiorilor fără așteptarea vreunei recunoștințe. Mulți sunt ocupați fie să înduiască la soarta altora, fie să se vaite de a lor. Cei mai mulți care nu urmăresc nimic precis sunt șovăielnici, inconstanți și nemulțumiți de ei înșiși. Ei sunt azvârliți din cauza ușurătăților spre planuri mereu noi. Unii nu și-au stabilit principii după care să se călăuzească pe drumul vieții, ci soarta îi surprinde în timp ce îl încezesc și cască. E atât de clar că așa se întâmplă, încât nu pun la îndoială adevărul din cuvintele pe care cel mai de seamă dintre poeți le-a rostit parcă într-un fel de oracol. Partea din viață pe care o trăim cu adevărat este subțire, căci tot restul existenței nu este viață, ci doar petrecerea de timp. Viciile ne asediază și ne împresoară de pretutindeni și ne împiedică ochii să se înalțe sau să se ridice pentru a discerne adevărul. Din potrivă, ne apasă în jos odată ce ne-au cufundat și ne-au legat de pofte josnice. Celor căzuți nu le este nici când îngăduit să se întoarcă la ei înșiși. Dacă din întâmplare au vreodată parte de liniște, asemenea măricile adânci care continuă să se umfle după ce vântul a încetat, ei se agită și nu găsesc niciodată pace de la patimile lor. Crezi că vorbesc despre cei ale căror păcate sunt recunoscute de toți? Privește-i pe cei la căror fericire oamenii aleargă grămadă. Sunt sufocați de atâta bunăstare. Pentru cât de mulți bogățiile sunt o povară. Ce mulți sunt cei cărora elocința și sforțarea zilnică de a-și arăta înzestrările le sub sângele. Cât de mulți sunt paris din cauza plăcerilor neîncetate. Cât de mulți sunt cei cărora alaiul clienților aflați mereu în preajmă nu le-a mai lăsat nicio libertate. Pe scurt, Treci în revistă pe toți aceștia, de la cei mai mici până la cei mai de sus. Unul are nevoie de un avocat, celălalt îi răspunde la apel. Altul este în proces, unul îl apără, altul îi dă sentința. Niciunul nu se judecă pe sine, fiecare se consumă de dragul altuia puneți câteva întrebări despre oameni ale căror numele știți pe din afară și vei vedea că acestea sunt semnele prin care pot fi recunoscuți. Unul îl cultivă pe un al doilea, iar al doilea pe un al treilea. Niciunul nu își aparține sieși. Și apoi unii oameni simt o indignare cât se poate desmintită. Se plâng de disprețul pe care îl arată cei care le sunt superiori, pe motiv că nu-și fac timp pentru cei care vor să intre la ei în audiență. Dar are cineva îndrăzneala de a se plânge de trufia altuia când el însuși nu-și acordă să timp niciodată? Cu toate acestea, indiferent cine ești, acel om care ți este superior. Îți mai aruncă uneori o privire, fie și cu o expresie arogantă, își aplacă urechile la vorbele tale, îți îngăduie să stai alături de el. Dar tu nu te învrednicești niciodată să te uiți la tine sau să te asculți pe tine. Nu ai de ce, prin urmare, să-i reproșezi cuiva aceste îndatoriri, fiindcă atunci când tu le-ai îndeplinit, nu căutai compania altuia, ci nu o puteai suporta pe a ta. Chiar dacă toate marile spirite care au strălucit vreodată ar fi de acord în privința acestui subiect, nu s-ar putea nici când Miran de ajuns de această întunecare a minții omenești. Oamenii nu suportă ca cineva să le pună mâna pe proprietăți. Și dacă există o cât de mică gâlceavă în privința hotarelor de pământ, aleargă toți la pietre și la arme. Și totuși le permit să pătrundă în viața lor, ba chiar ei înșiși îi aduc înăuntru pe cei care în cele din urmă vor ajunge să se înstăpânească peste ea. Nu se găsește nimeni care să vrea să-și împartă banii. Totuși, cu cât de mult să-și împarte fiecare dintre noi viața. Când își păzesc averile, oamenii sunt foarte zgârciți. Totuși, când vine vorba de cheltuirea timpului lor, singurul caz în care avariția este de răudat, devin risipitori. Astfel, mi-ar plăcea să-l iau pe unul din alaiul celor mai în vârstă și să-i spun, văd că ai ajuns la capătul vieții omenești, te apasă cei o sută de ani sau chiar mai mult, hai de acum amintește-ți viața ta și fă un bilanț. Gândește-te cât din acest răstimp ți s-a dus cu un creditor, cât cu o iubită, cu un patron sau un client, cât ai pierdut cu disputele conjugale, cu pedepsirea sclavilor, cu alergătura de colo-colo cu treburi prin oraș. Adaugă bolile pe care ni le-am provocat cu mâna noastră, adaugă și timpul pierdut într-îndeveală și fără folos, vei vedea că ai mai puțin ani decât numeri. Privește înapoi în amintire și vezi de câte ori ai avut un plan hotărât în minte, cât de puține zile au trecut așa cum aveai de gând, cât ți-ai stat ție însuți la dispoziție, când ai avut întipărită pe față o expresie firească, când ai avut spiritul netulburat, ce operă ai înfăptuit într-o viață atât de lungă, cât de mulți au fost cei care te-au jefuit de viață fără ca tu să-ți dai seama ce pierzi? Cât de mult timp s-a dus în suferință vană, bucurie prostească, patimă lacomă și în vorbe lingușitoare? Cât de puțin timp ți-a rămas pentru tine din propriul tău timp? Îți vei da seama că mori înainte de vreme. De ce atunci se întâmplă așa? trăiți de parcă v-ar fi dat să trăiți veșnic. Niciodată nu vă trece prin minte fragilitatea voastră. Nu băgați de seamă cât timp s-a scurs deja. Îl irosiți de parcă ar fi din plin și din belșug, cu toate că în timpul acesta chiar ziua pe care o acordați unei persoane sau unui lucru vă este poate și ultima. Aveți toate temerile muritorilor și toate dorințele nemuritorilor. Veți auzi mulți oameni spunând: După cel de-al 50-lea an mă retrag într-o viață tihnită, iar cel de-al 60-lea an mă va scuti de îndatoririle publice. Și la urma urmei, ce garanție ai că vei avea o viață lungă? Cine îți va îngădui să-ți viața așa cum plănuiești? Nu-ți este rușine să păstrezi pentru tine numai resturile vieții tale și să pui deoparte pentru cultivarea înțelepciunii doar acel timp care nu poate fi dedicat niciunei activități publice? Cât de târziu este să începi să trăiești tocmai atunci când s-ar cădea să încetezi din viață? Ce prostească uitare a faptului că suntem muritori e să amâni chipzuința sănătoasă pentru cel de-al cincizecilea și șaizecilea ani și să vrei să pornești în viață într-un moment la care puțini au ajuns. Vei vedea că celor mai puternici și mai suspuși bărbați le scapă vorbe care arată că trânjesc după o viață retrasă, o laudă și o preferă tuturor bunurilor lor își doresc uneori să coboare de pe acel piedestal al lor, dacă ar putea o face în siguranță, căci chiar dacă nimic nu îl atacă sau clatină din afară, norocul se năruie sub propria lui greutate. Ar fi deprisos să pomenesc mai mulți care, în ciuda faptului că celorlalți le păreau foarte fericiți, au depus chiar ei mărturie împotriva lor înșile, spunând cât de mult au urât fiecare faptă din anii trăiți. Dar cu aceste plângeri nu i-au schimbat nici pe ceilalți, nici pe ei înșiși, căci după ce dădeau glas sentimentelor lor, recădeau în obișnuința dinainte. Pe Hercule, viața asta a voastră, chiar și de va trece de o mie de ani, va fi mărginită într-un spațiu prea strâmt. Viciile voastre vor înghiți orice durată de timp. Acest timp pe care rațiunea îl poate prelungi, deși el fuge prin firea lui, vouă, în mod necesar, vă scapă maiute, iute, căci nu îl prindeți, nici nu-l opriți în loc, nici nu puneți o amânare celui mai grăbit lucru dintre toate, ci îl lăsați să se ducă asemenea unui lucru de prisos și care poate fi înlocuit. În primul rând însă, îi pun la socoteală pe aceia care nu au timp pentru nimic altceva afară de vin și de pofte trupești, căci nimeni nu se îndeletnicește cu ceva mai rușinos. Ia seama la timpul acestora, privește cât de mult timp acordă socoterilor, cât de mult se pregătesc să întindă curse altora, cât de multe vreme se tem, cât petrec curtându-i pe alții, cât fiind ei înșiși curtați, cât timp își ocupă cu propriile lor gajuri și cu ale altora, cât cu banchete care au devenit acum un fel de slujbe. Vei vedea cum ocupațiile lor, fie ele rele sau bune, nu îi lasă nici să respire. În cele din urmă, toți sunt de acord că nicio întreprindere nu poate fi cu bine îndeplinită de către un om preocupat, nici elocința, nici studiile liberale, de vreme ce mintea, împrăștiată în mai multe direcții, nu acceptă nimic mai în adânc, ci respinge orice îl cuprinde cu deasila. Nimic nu îl preocupă mai puțin pe omul ocupat decât cum să trăiască. Nimic nu se învață mai greu pentru alte arte există profesori pretutindeni și din belșug. Dar pe unele dintre acestea copiii parcă le-au prins atât de deplin încât ar putea și ei să predea. Numai că toată viața trebuie să învățăm să trăim. Ba chiar, lucru și mai surprinzător, toată viața trebuie să învățăm să murim. Mulți bărbați, foarte de seamă, lăsând deoparte tot ceea ce îi împovăra după ce au renunțat la bogății, funcții și plăceri, și-au păstrat un singur scop până la capătul vieții, să știe cum să trăiască. Totuși, cei mai mulți dintre ei au plecat din viață mărturisind că încă nu știu, cu atât mai puțin știu ceilalți. Crede-mă, un bărbat mare, și care se ridică deasupra slăbiciunilor omenești, nu îngăduie să se aducă niciun fel de atingere timpului său și tocmai de aceea viața îi este foarte lungă, fiindcă și-a acordat sieși tot timpul pe care l-a avut la dispoziție. Nimic din timpul său nu a stat neglijat și neocupat. Nici o parte a lui nu s-a aflat sub stăpânirea altuia că-și păzindu-l cu cea mai mare zgârcenie, nu a găsit nimic vrednic de pus în schimbul timpului său. Astfel, el a avut timp destul. În schimb, cei cărora îndeletnicirile publice le-au luat mult din viață, în mod necesar, au avut mult prea puțin. Și nu ai niciun motiv să crezi că acești oameni nu-și dau seama din când în când de pierderea lor. Desigur, îi vei auzi pe mulți dintre cei pe care o mare prosperitate îi împovărează, cum exclamă uneori în mijlocul mulțimii clienților, al cauzelor pledate la tribunal sau în mijlocul celorlalte nefericiri acoperite de faimă, nu pot trăi. Și cum să poți? Toți aceia care te cheamă în sprijinul lor te îndepărtează de tine însuți. Câte zile ți-a răpit acuzatul acela? Dar candidatul, dar bătrâna aceea obosită să-și tot îngroape moștenitorii, dar acela care se preface bolnav ca să stârnească lăcomia celor ce îi pândesc moștenirea. Câte zile ți-a răpit acel prieten influent care vă ține pe tine și pe cei ca tine, nu în cercul de prieteni, ci în suita lui? Privește atent și socotește-ți din nou zilele vieții tale. Vei vedea că ți-au rămas foarte puține și acelea resturi. Omul care a revenit înainte la faști, odată ce l-a dobândit, ar vrea să le pună deoparte și spune în repetate rânduri când o să se sfârșească anul acesta. Organizează jocuri și, după ce a considerat că e importantă șansa de a le organiza, acum spune, când am să scap de ele, Patronul acela este căutat de mâini întinse prin tot forul și umple fie ce locșor cu o mare adunare de oameni, mai departe chiar decât poate fi auzit, și totuși spune când se vor amâna pentru o vacanță aceste manifestări. Fiecare își dorește viața și se chinuiește din cauza că tânjește după lucruri viitoare și e dezgustat de prezent. În schimb, cel care își dedică tot timpul propriului său avantaj, care își chivernisește fiecare zi ca pe ultima, nici nu tânjește la ziua de mâine, nici nu se teme de ea. Căci ce plăcere este aceea pe care fiecare nou ceas o poate aduce. Toate sunt cunoscute, toate au fost sorbite până la sațietate, soarta poate rândui restul după cum îi va fi pe plac. Viața lui se află deja într-un loc sigur. Ceva se mai poate adăuga la ea, dar nimic nu îi se poate retrage. El va primi orice adaos, așa cum omul deja sătul și plin ia din mâncare fără să o poftească, dar totuși o păstrează în pântece. Astfel, nu ai de ce să crezi despre cineva că a trăit mult din cauze care plete cărunte sau riduri. El nu a trăit mult, doar a existat mult. Căci cum ar fi dacă ai crede că a navigat mult despre un om care a fost prins de o furtună cumplită de îndată ce a părăsit portul și târât dintr-o parte într-alta pe rând de vânturi dezlănțuite din direcții diferite s-a învârtit în cerc pe aceeași distanță. Nu a navigat mult, ci a fost mult zgâțit. Mă mir de obicei când îi văd pe unii cerându-le altora timp, iar pe cei de la care cer, acordându-le cu atâta ușurință. Și unii și alții au în vedere motivul pentru care este cerut timpul, dar niciunul timpul însuși. Ca și cum nu ar fi cerut nimic, ca și cum nimic nu ar fi dat. Oamenii iau în joacă cel mai prețios bun dintre toate. Acesta, îi înșală prin faptul că este un bun fără corp și nu ne stă sub ochii. De aceea este și considerat foarte ieftin, ba chiar fără niciun fel de valoare. Oamenii iau pensiile și subvențiile drept niște lucruri foarte scumpe și pentru ele își pun la bătaie truda, energia și efortul. Nimeni nu pune preț pe timp. Se folosesc de el cu atâta larghețe de parcă ar fi gratuit. În schimb, Uită-te la ei când cad bolnavi. Dacă pericolul morții se apropie tot mai mult, cum ating genunchii doctorilor. Uită-te la ei cum, dacă sunt amenințați de pedepsa capitală, sunt gata să-și cheltuiască toată averea numai ca să trăiască. Atât de mult se contrazic sentimentele lor. Dar dacă ar putea vedea înainte numărul anilor care vor veni, așa cum văd numărul celor trecuți, cum ar mai tremura cei care ar vedea că mai au de trăit doar câțiva ani, cum i-ar mai chivernisi? Este ușor să risipești o sumă oricât de nensemnată atâta timp cât este sigură. Trebuie însă să păstrezi cu atât mai atent ceea ce nu știi când îți va lipsi. Cu toate acestea, nu ai niciun motiv să presupui că oamenii nu știu cât de scurt este timpul. Au obiceiul să spună că sunt gata să le dea o parte din anilor celor pe care îi iubesc foarte mult. Iar ei și dau această parte fără să-și dea seama. Însă, în așa fel dau încât suferă o pierdere fără să adauge nimic la anii celor dragi. Dar ceea ce ei nu știu este chiar faptul că suferă o pierdere. De aceea, Renunțarea la un lucru de care sunt deja păgubiți, fără să o vadă, este ușor de suportat. Nimeni nu-ți va da ani înapoi. Nimeni nu te va aduce pe tine înapoi la tine. Viața va înainta așa cum a început. Nu se va întoarce și nu se va opri în loc. Nu va scoate niciun zgomot. Nu îți va atrage atenția asupra iuțelii sale. Se va scurge în tăcere. Nu se va prelungi nici la porunca unui rege, nici la aclamațiile publicului. Așa cum a pornit din prima zi, așa va goni. Nicăieri nu se va abate, nicăieri nu va zăbovi. Care va fi rezultatul? Tu ești absorbit de treburi, iar viața zorește. Între timp, va fi aproape moartea, pentru care vrei, nu vrei trebuie să-ți faci timp. Poate fi ceva mai stupid decât părerile unora, mă refer la oamenii care fac paradă cu simțul lor de prevedere. Se păstrează cu multă o sârdie ocupați ca să poată trăi mai bine. Își consumă viața pregătindu-o. Își pun în ordine planurile pe termen lung, dar cea mai mare risipă a vieții este amânarea. Ea îi lipsește de fiecare zi. Le răpește prezentul, promițându-le ceva în viitor. Cea mai mare piedică în care a vieții este așteptarea, care depinde de ziua de mâine și pierde ziua de azi. Dispui de ceea ce a fost așezat în mâna sorții și lași să-ți scape ceea ce stă în mâna ta. Unde te uiți? La ce țintești? Toate care urmează să vină, zac în necunoscut. Trăiește chiar acum. Iată cum cel mai de seamă poet exclamă și, parcă inspirat de o rostire divină, dă glas unui poem salvator. Cea mai frumoasă zi din viața nefericicilor muritori este și prima care fuge. De ce amâni, spune el, de ce nu faci nimic? De ce nu prinzi clipa? Ea fuge. Chiar dacă o vei prinde, ea tot va fugi. Prin urmare, trebuie să te întreci cu iuțeala timpului în rapiditatea cu care îl folosești și ca dintr-un toren care se năpustește și nu va curge mereu, trebuie să sorbi foarte repede. Cuvintele poetului au fost rostite cu neasemuită frumusețe ca să condamne amânarea la infinit prin aceea că nu spune cea mai frumoasă vârstă, ci cea mai frumoasă zi. Pentru ce îți întinzi înainte, după cum îi este pe plac lăcomiei tale, lunile și anii într-un șir lung, în timp ce tu stai fără grijă și molcom când timpul zboară atât de repede? Poetul îți vorbește despre zi și tocmai despre această zi care fuge. Există oare vreo îndoială, prin urmare, că pentru nefericiții muritori, adică pentru oamenii mereu ocupați, cea mai frumoasă zi este și prima care fuge? Bătrânețea începe să le apese sufletele încă puerile și ajung la bătrânețe nepregătiți și neînarmați, căci nu au făcut deloc provizii pentru ea. Au dat peste ea brusc și, fără să se fi gândit, nu au simțit cum se apropiau de ea cu fiecare zi. Viața se împarte în trei etape: cea care a fost, cea care este, cea care va fi. Dintre ele, prezentul este scurt, viitorul îndoielnic, iar trecutul sigur căci asupra acesteia din urmă soarta a pierdut orice control. Este cel care nu poate fi făcut să depindă de dorința nimănui. Oamenii ocupați îl pierd, căci nu au timp să privească înapoi în trecut. Iar dacă au timp, nu este plăcut să-și amintească ceva demn de regret. Astfel, ei își cheamă fără voie înapoi în cuget Vremurile rău petrecute, iar cei ale căror vicii, chiar și cele care se strecoară sub chipul amăgitor al plăcerii de moment, devin limpezi atunci când își reconsidere trecutul, nu mai au curajul să încerce să privească în urmă. Cel care a revenit la multe, plin de ambiție a învins arătând nestăpânire de sine, a înșelat prin trădare, a smuls cu lăcomie sau a risipit fără măsură, în mod necesar se teme de propria sa memorie. Și totuși, aceasta este partea sacră și pusă deoparte a timpului nostru, așezată deasupra tuturor nenorocirilor omenești, ieșită de sub puterea sorții, Posesia ei este veșnică și lipsită de frică. Prezentul oferă numai câte o zi, și aceasta în minute. Din potrivă, zilele trecutului îți vor apărea toate când le vei cere asta. Te vor lăsa să le privești și să le păstrezi cât poftești, ceea ce oamenii ocupați nu au timp să facă un spirit sigur pe sine și calm hoinărește prin toate unghierele vieții sale. Sufletele celor ocupați, de parcă s-ar afla sub jug, nu se pot întoarce și nu pot privi înapoi. Și așa viața lor piere în gol. După cum nu folosește la nimic, oricât de multă apă ai turna într-un vas, dacă nu există un fund care să o prindă și să o țină, nu are importanță cât de mult timp ți a dăruit. Dacă nu are unde să se fixeze, el se duce, prelingându-se printre crăpăturile și găurile sufletului. Timpul prezent este foarte scurt, atât de scurt încât unora li se pare că nu este deloc, căci este în neîncetată fugă, se scurge și zorește. Încetează să mai fie înainte de a fi venit, și nu îngăduie mai multă zăbavă decât firmamentul sau stelele a căror mișcare neîncetată, fără de repaus, nu le lasă niciodată să rămână în același loc. Prin urmare, pe cei ocupați îi preocupă doar timpul prezent, care este atât de scurt, încât nu poate fi apucat. Și chiar și acest timp le este luat cum sunt ei împărțiți între multe lucruri. În sfârșit, vrei să știi cât de puțin trăiesc? Privește-i cât sunt de dorni să trăiască mult. Bătrând de crepiți cerșesc în rugăciunile lor să li se mai dea încă niște ani. Pretind că sunt mai mici în vârstă decât sunt se măgulesc singur cu minciuni și se amăgesc cu atâta plăcere de parcă ar înșela totodată și soarta. Însă când se întâmplă ca vreo infirmitate să le aduc aminte că sunt muritori, cât de înfricoșați mor, ca și cum ar fi târâți afară din viață și nu ar părăsi-o pur și simplu. Strigă că au fost proști pentru că nu au trăit cu adevărat, și că vor trăi mai departe într-o viață retrasă numai de ar scăpa din această boală. Atunci abia se gândesc că în van s-au zbătut pentru lucruri care nu le-au adus nicio bucurie, iar toată truda li s-a irosit în zadar. Dar pentru cei care își duc viața departe de orice activitate, de ce nu ar fi aceasta lungă? Nimic din ea nu e lăsat pentru o alta, Nimic nu e risipit nici și colo, nimic nu este încredințat sorții, nimic din ea nu pierde din neglijență, nimic nu se pierde din cauza darurilor nechipzuite, nimic din ea nu este deprisos. Această viață în întregime, dacă pot spune așa, aduce profit. Și astfel, oricât de scurt ar fi, ea ajunge din plin și de aceea când ziua acea din urmă va veni, înțeleptul nu va șovăi să-și întâmpine moartea cu pasul hotărât. Vrei poate să știi cui le spun eu ocupați? Nu ai niciun motiv să crezi că mă refer numai la cei pe care câinii, lăsați în cele din urmă să intre, îi scot afară din tribunal? Nici la cei pe care îi vezi striviți, fie în mijlocul propriului lor alai de clienți cu glorie, fie acoperiți de dispreț în alaiul altuia, ori la cei pe care obligațiile funcției îi scot afară din casele lor ca să bată la ustrăine, sau la cei pe care îi pune la treabă surița pretorului pentru un câștig dezonorant și care cândva va ajunge să supureze și timpul liber al unora este ocupat cu treburi, la moșie sau în propriul lor pat, în mijlocul singurătății, chiar dacă s-au îndepărtat de ceilalți, își sunt lor înșile prilej de neplăcere. Viața lor nu se cuvine să fie numită tihnă, ci o trândevie ocupată. Ar dura prea mult să-i menționez în detaliu pe fiecare dintre cei care și-au petrecut viața cu șahul, mingea sau cu grija de a-și prăji corpul la soare. Nu duc o viață tignită, cei ale căror plăceri le dau mult de lucru. Căci nimeni nu va pune la îndoială că nu fac nimic obositor cei care se ocupă cu studiul inutil al literaturii, așa cum astăzi și mulți dintre romani fac a fost cândva o boală a grecilor, aceasta de a afla care a fost numărul vâslelor lui Ulise, dacă a fost scris întâi Iliada sau Odiseea, mai mult dacă acestea aparțin acelui așa autor sau alte asemenea cunoștințe care, dacă le păstrezi pentru tine, nu aduc nicio plăcere cugetului tău interior, iar dacă le expui în public, te fac să par mai plictisitor, nu mai învățat. Iată însă că această dorință de șartă, de a învăța lucruri inutile, i-a năpădit și pe romani. Zilele acestea am auzit pe cineva vorbind despre care a fost primul comandant roman care a făcut un lucru sau altul. Duilius a câștigat prima victorie într-o înfruntare navală. Curius Dentatus a adus primul elefant în alaiul său triumfal. Totuși, aceste exemple, chiar dacă nu țintesc adevărata glorie, au cu toate acestea legătură cu treburile cetății. Nu va aduce folos o atare știință. Cu toate acestea ne cucerește prin atrăgătoarea inutilitate a subiectului. Singurii care duc o viață tihnită sunt cei care au timp liber pentru filozofie. Singurii care trăiesc cu adevărat că cei nu sunt bun pas nici doar pentru viața lor. Ei adaugă toate epocile la a lor. Toți anii care au trecut înainte de ei sunt bunul lor propriu. Doar dacă nu suntem nerecunoscători, toți acești oameni, foarte glorioși fondatori ai unor cugetări sfinte, s-au născut pentru noi, căci ne-au pregătit nouă viața. Suntem călăuziți prin efortul altora Spre lucruri neasemui de frumoase, care au fost multe din tenebre și scoase la lumină. În nicio epocă nu ne este interzisă intrarea, avem acces la toate, și dacă dorim să depășim marginile strânte ale slăbiciunii omenești, prin măreția Sufletului, avem mult timp pe care să-l parcurgem. Ne putem contrazice cu Socrate, putem sta la îndoială împreună cu Carneades. Ne putem găsi liniștea cu epicur, putem învinge natura umană împreună cu stoicii, o putem depăși la oaltă cu cinicii. De vreme ce natura ne permite să intrăm în tovarășie cu orice veac, pentru ce nu ne-am îndrepta cu tot sufletul nostru de la acest interval de timp nensemnat și trecător către acel trecut? nemăsurat, veșnic, pe care îl avem în comun cu unii mai buni decât noi. Cei care alargă într cu diverse obligații, care nu-și dau nici lor înșile, nici celorlalți o dihnă. Când s-au cufundat bine în nebunia lor, când au ajuns să calce zilnic pragurile tuturor și nu le-a scăpat nevizitate nici o ușă deschisă, când și-au adus salutările interesate în case aflate la mare distanță unele de altele, pe câți vor reuși să-i vadă dintr-un oraș atât de uriaș și de împărțit între diverse năzuințe? Am putea spune că cei care se îndeletnicesc cu adevăratele îndatoriri ale vieții sunt cei care vor să-i aibă pe Zenon. Pe Pitagora, Democrit și pe ceilalți sacerdoți ai artelor liberale, pe Aristotel și pe Teofrast, drept cei mai apropiați prieteni. Niciunul dintre ei nu va fi indisponibil. Niciunul nu va da drumul vizitatorului său să plece fără să fie mai fericit, mai împăcat cu sine decât la venire. Niciunul nu îl va lăsa să plece de la el cu mâinile goale toți muritorii se pot întâlni cu ei, fie noapte, fie zi. Niciunul dintre aceștia nu te va forța să mori, dar toți te vor învăța în ce fel. Niciunul nu-ți va irosi ani, ba îi va adăuga pe lui la ai tăi. Conversația cu niciunul dintre ei nu te va pune în pericol. Prietenia nimănui nu-ți va primejdui viața și nu te va costa nimic să-ți arăți pentru niciunul dintre ei. Vei lua de la ei orice vei voi. Nu va fi vina lor dacă tu nu sorbi de la ei cât de mult poftești. Ce fericire, ce bătrânețe frumoasă îl așteaptă pe cel care li s-a oferit lor client va avea cu cine să se sfătuiască în probleme cu totul neînsemnate și extrem de importante. Va avea pe cine să consulte zilnic cu privire la sine, de la care se poate auzi adevărul fără insultă, de care să fie lăudat fără lingușală, după asemănarea cărora să se poată modela pe sine. Spunem că nu a stat în puterea noastră să ne alegem părinții, care le sunt dați oamenilor la întâmplare, Totuși, putem fi fii oricui ne dorim. Există familii formate din cele mai nobile minți. Alege-o pe cea în care vrei să fie adoptat. Nu vei dobândi doar numele lor, ci și bunurile lor, care nu trebuie păstrate cu meschinerie nici cu reavoință. Cu cât le vei împărți cu mai mulți, cu atât mai mari se vor face. Acestea îți vor deschide calea către viața veșnică și te vor ridica într-un loc de unde nimeni nu este dat jos. Este singurul mod de a-ți prelungi viața muritoare, ba chiar de a o transforma în nemuritoare. Cinstirile, monumentele, tot ceea ce ambiția a comandat prin decrete sau a înălțat în opere, se năruie curând nu există nimic care să nu fie măcinat și înlăturat de îndelungata scurgere a timpului, însă operele pe care filozofia le-a consacrat nu cunosc vătămare. Pe niciuna vremea nu o va face să se veștejească, pe niciuna nu o va micșora. Viața filozofului, prin urmare, are o mare întindere și nu este mărginită de aceleași limite care îi îngrădesc pe ceilalți. El singur este eliberat de legile cărora li se supune tot neamul omenesc. Toate epocile îi slujesc ca unui zeu. A trecut ceva timp, pe acesta înțeleptul îl cuprinde cu amintirea. Este prezentul, îl folosește. Urmează să vină, îi iese în întâmpinare adunând toate timpurile într-unul singur, înțeleptul își face viața lungă. În schimb, cei care uită trecutul, neglijează prezentul și se tem de viitor, au o viață foarte scurtă și foarte agitată. Când au ajuns deja la clipa de pe urmă, nefericiții înțeleg într-un târziu că au fost atât de multă vreme ocupați nefăcând nimic. Și nu ai de ce să crezi că pentru ei pare o dovadă ca o viață lungă faptul că din când în când invocă moartea. În mintea lor sunt zguduiți de simțăminte confuze și care îi gonesc către lucrurile ce îi înfricoșează. De aceea, de multe ori își doresc moartea pentru că se tem de ea. Și iar nu ai de ce să crezi că este un argument că au o viață lungă faptul că adeseori ziua li se pare lungă și că se plâng că orele se scurc cu încetineală până când vine ora stabilită a cinei. Căci dacă își pierd vreodată ocupațiile, rămași fără activitate, sunt agitați și nu știu cum să-și dispună sau să-și consume timpul liber. Timpul pe care îl iubesc este scurt și iute și devine cu mult mai scurt din cauza viciului lor, că cei fug de la o plăcere la alta și pot să stăruie într-o dorință. Zilele nu sunt lungi pentru ei, ci urâte. Dar al minter, ce repede li se pare că trec nopțile petrecute în brațele femeilor ușoare sau bând vin aceasta dovedește nebunia poeților care încurajează păcatele oamenilor prin istorii sirii în care Jupiter, subjugat de plăcerile împreunării, face noaptea de două ori mai lungă. Ce stare, afară de a ne aprinde mai tare viciile, să înscrii în numele zeilor drept autori ai acestora și să dai ușurătatea scuzabilă a divinității drept exemplu bolii care ne chinuie pe noi? ar putea nopțile pentru care ei plătesc atât de scump să nu li se pară foarte scurte? Își pierd ziua așteptând căderea nopții, iar noaptea temându-se de lumina dimineții. Până și plăcerile acestor oameni sunt înfrigurate și tulburate de spaime felurite. Toate marile binecuvântări ale vieții sunt o sursă de neliniște și nici când nu are omul încredere în soartă cu mai puțină înțelepciune, decât atunci când aceasta este foarte bună. Pentru păstrarea prosperității este nevoie de altă prosperitate, și în locul rugăciunilor care s-au împlinit, trebuie să facem alte rugăciuni. Căci tot ceea ce vine adus de întâmplare este instabil, și cu cât mai sus se va înânța, cu atât este mai predispus la cădere. Mai mult decât atât, ceea ce stă să cadă nu aduce nimănui plăcere. Prin urmare, foarte tristă, nu doar foarte scurtă, trebuie să fie viața celor care caută să câștige cu multă trudă ceea ce trebuie să păstreze cu și mai multă trudă. Muncind din greu, dobândesc ceea ce vor și plin de neliniște stăpânesc ceea ce au dobândit. În vremea aceasta nu țin nicio socoteală a timpului care niciodată nu se va mai întoarce. Ocupații noi vin să locul celor vechi. Speranța incită la o nouă speranță, ambiția la o nouă ambiție. Nu caută un capăt al nefericirilor, ci îi schimbă cauza. Funcțiile noastre publice ne-au chinuit, funcțiile altora ne iau mai mult din timp. Am încetat să lucrăm în postură de candidați, ne apucăm să adunăm voturi pentru alții. Am scăpat de neplăcerile acuzării, dăm peste cele ale judecătorului. A renunțat cineva să mai fie judecător, devine președintele curții. A îmbătrânit administrând pentru un salariu bunurile altora, se simte stingherit de propria avere. Niciodată nu vor lipsi pricinile de neliniște, fie că vin din prosperitate, fie din nenoroc. Din ocupație în ocupație, viața este împinsă înainte. Niciodată nu se vor bucura de tihnă, întotdeauna o vor râvni. Așa că, dragul meu, Paulinus, smulgete din mulțime și mult prea zguduit de furtuni pentru cât ai trăit, retrage-te în cele din urmă într-un port liniștit. Tu administrezi, desigur, socotelile lumii întregi atât de cinstit, de parcă ar fi ale altuia, atât de harnic, de parcă ar fi ale tale, cu atâta sfințenie, de parcă ar fi ale statului. Tu știi să câștigi iubire dintr-o îndatorire în care este dificil să eviți ura. Dar cu toate acestea, crede este mai bine să-ți cunoști socoterile proprii tare vieți decât pe cele ale grinelor statului. Retrage-te la aceste lucruri mai pașnice, mai sigure, mai însemnate. Tu crezi că este totuna dacă te îngrijești ca greu să fie vărsat în hambare, neatins nici de înșelăciunea, nici de neglijența celor care l-au transportat? luând seama să nu se încingă și să se strice din cauza omezelii și să corespundă la măsură și greutate. Sau dacă te îndrepți spre aceste studii sacre și înalte, încercând să afli ce substanță, ce plăcere, ce mod de viață, ce formă are zeul, sau ce soartă așteaptă sufletul tău, unde ne va strânge natura când vom scăpa de trupuri? Ce este acest principiu care susține materia cea mai grea în centrul acestei lumi? O ține suspendată pe cea ușoară deasupra, ridică focul în partea cea mai înaltă, trezește stelele pe rând, precum și alte chestiuni, una după alta, pline de miracole extraordinare. Trebuie să părăsești solul și să-ți îndrepți ochiul minții către toate acestea. Acum cât timp sângere este cald, trebuie să pornim cu pas sprinten către ținte mai bune. În acest mod de viață te așteaptă multe din bunere de prinderi, iubirea și practicarea virtuților, uitarea dorințelor, știința de a trăi și de a muri și o viață de tihnă profundă. Condiția tuturor celor ocupați este una tristă, dar totuși cea mai tristă este a celor care trudesc pentru interese ce nici măcar nu sunt ale lor, care își potrivesc somnul după somnul altuia, mersul după mersul altuia, care ascultă de porunci chiar când e vorba de tot ce e mai liber pe lume, să iubească și să urască. Dacă aceștia vor voi să știe cât de scurtele este viața, să cugete la cât de mică este partea din viață care este a lor. Astfel, când vei vedea un om purtând adesea toga pretextă sau când vei vedea unul al cărui nume este faimos în for, să nu-l invidiezi. Aceste bunuri se dobândesc cu prețul vieții. Ca să fie cunoscut un an după numele lor, își vor irosi toți anii. Pe unii viața i-a lăsat în mijlocul primelor lor confruntări, înainte ca ei să răzbească până în vârful ambiției lor. Alții, după ce s-au tărât prin mii de fapte lipsite de demnitate până la punctul cel mai de sus al demnității, au fost cuprinși de gândul nefericit că au trudit doar pentru o inscripție pe mormânt. Alții, Ajuns la cea mai adâncă bătrânețe, în timp ce își adaptau vârsta la noi speranțe de parcă ar fi fost în plină tinerețe, și-au pierdut orice vlagă în mijlocul marilor și nerușinatelor lor încercări. Respingător este cel care își dă ultima suflare în mijlocul unui proces, în timp ce înaintate în vârstă și căutând încă aplauzele unui cerc de nepricepuți, pledează pentru cei mai necunoscuți clienți. Josnic este cel care, obosit mai degrabă de viață decât de muncă, se prăbușește chiar în mijlocul îndatoririlor sale. De asemenea, josnic, cel care moare în timp ce primește socotelile și al cărui moștenitor îndelung amânat zâmbește. Nu pot să trec cu vederea o pildă pe care am trăit-o chiar eu. Sexus Turanius era un bătrân de o conștiinciozitate încercată, care, după ce am plinit 90 de ani, cum primise eliberare din obligații de postului său de la Gaius Cezar însuși, a poruncit să fie întins pe un pat și să fie bocit de familie adunată în jurul său ca și când ar fi fost mort. Toată casa a purtat doliu pentru retragerea bătrânului stăpân și jalea nu a încetat până când postul nu i-a fost dat înapoi. Oare este chiar o atât de mare plăcere să mori în timpul slujbei? Totuși, mulți simt așa. Dorința lor de muncă ține mai mult decât puterile lor. Ei luptă cu slăbiciunea trupului, consideră bătrânețea împovărătoare numai pentru că îi pune deoparte de restul lumii. Legea nu mai recrutează soldați de la 50 de ani, nici nu convoacă un senator de peste 60 de ani. Oamenilor le este mai greu să dobândească tihna de la ei înșiși decât de la lege. Între timp, cât sunt jefuiți și jefuiesc, își smulg unul altuia liniștea și se fac unii pe alții nefericiți. Viața le este stearpă, fără plăcere sau vreun câștig pentru suflet. Nimeni nu are în vedere moartea și nimeni nu are speranțe care să nu fie greu de atins. Unii oameni, într-adevăr, fac pregătiri și pentru cele ce sunt dincolo de moarte, morminte cu uriașe construcții, dedicații ale lucrărilor publice, daruri pentru rug și funeralii menite să ia ochii. Dar pe Hercule, în mormântările unora de soiul acesta, ar trebui celebrate la lumina torțelor și a lumânărilor de ceară, de parcă nu ar fi trăit decât foarte puțin.